la toate ședințele ținute de liberare, în frunte cu Costel Alexis, Alexis, așa îl cheamă pe acest individ. Tot timpul îl bârfea pe Chirica, îi spunea că e un hoț, îi spunea că e un bandit, îi spunea tot felul. Era mie rușine să ascult ceea ce vorbea acest mincinos. Și acum stă și face papucii lui Mihai Chirica. Se duc și beau la Ruseni împreună cu Mihai Chirica, iar pe noi ne mințea ca un parșiv. Spunea că e hoț. Cine spunea hoț? Tot hoțul trebuie. Cineva fură, dar el este adevărat un hoț. Ce-i făcut, mă, cu castelul de la Victoria Mare, un edificiu atât de mare, care era statul român, l-ai luat. Ce dracu vrei să faci în el? Nu te mai satul de bogății. Știi unde duce bogăția? Sunteți niște oameni care nu vă să furați niciodată. Și vreți numai să furați, să furați, să furați. Rușine să-ți fie. Nu vreau să ascult numele ăsta, că n-am să văd numele ăsta pe telefonul meu. Mi-am stricat un telefon ca să pot dispar acest nume de pe telefonul meu.